dragii mei, dragi părinți, este o împrejurare ca aceasta, de obicei, sunt mai multe sentimente care se amestecă. Unde este bucuria de a fi împreună, și ne-a vorbit Părintele Arsenie, sunt aici, sunt mai multe, mai mulți fii duhovnicești ai Părintelui. Apoi faptul că și cei care nu l-ați cunoscut direct ați venit aici, asta înseamnă că Părintele ne-a adunat aici să fim împreună. Și este un motiv de mare bucurie. În același timp este un moment de intensă emoție, pentru că pentru mine, cel puțin, de asemenea, este omul care mi-a marcat fundamental viața. Știți, există în tradiția Bisericii așa numită paternitate duhovnicească. Adică noi avem părinți duhovnicești, avem care, când spunem părinte, ne gândim la tatăl duhovnicesc. Adică, nu știu dacă cuvântul părinte nu este un cuvânt în zona de a preoției, știți? Adică e un preot la care mă spovătesc. Nu, părinte duhovnicesc este altceva. Părinte este tata, știți? Și asta mă duce la faptul că Domnul nostru Iisus Hristos în cuvântul rostit în Evanghelia sa ne descoperă pe Dumnezeu în esența relației Lui cu noi. Pentru că Hristos ne spune pe Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru. Există multe credințe pe Pământ, dar una singură, într-una singură, cel care crede, cred în Dumnezeu, care nu este o entitate nedefinită, nu este o, ci este cea mai apropiată persoană care poate fi de noi. Cine poate fi mai apropiat decât tata? Aici, bineînțeles, este și mama, și părintele, dar în această perspectivă duhovnicească, tata este cel mai apropiat de noi. Îmi spune Hristos să nu vă numiți tată pe pământ, pentru că lumea unui singur este tatăl vostru cel din cer. Deci tatăl nostru cu adresă este Dumnezeu. Sau Dumnezeu este tatăl nostru. Sigur că această relație cu Dumnezeu Tatăl o trăim fiecare la capacitatea noastră de a înțelege lucrurile și relația noastră afectivă. Dar în această relație cu Dumnezeu Tatăl în biserică noi avem această relație mijlocitoare care este la îndemână cu duhovnic, care este Tatăl nostru duhovnicesc. Sunt multe persoane dragi mie de care m-am despărțit, de care, să zic eu, moartea trupească m-a despărțit. Persoane foarte apropiate și foarte iubite. Însă Părintele duhovnicesc, Părintele Arsenie, Părintele meu, pentru că este Părintele meu, chiar dacă El s-a fost Părinte pentru atâția, în alte mii de persoane, mii de oameni, este Părintele meu, personal, și care, sincer vă spun, este mai mult decât tatăl meu biologic, care l-am iubit și iubesc încă și acum foarte mult, și care a fost un om deosebit, dar Părintele Arsenie este pentru mine altceva, intră în altă categorie, unică. Acelor care, așa cum v-am spus, mi-au luminat viața, mi-au transformat viața de o manieră covârșitoare și
nu știu dacă definitivă, pentru că, vedeți, noi suntem, avem libertatea noastră și ne putem mișca în această libertate așa de cum ne dorim, ținând cont sau nu de tot ceea ce am învățat de la, de la duhovnicul nostru. Și știți, aici am opresc un pic, fac o mică divagație, înseamnă că știți, părintele Asen s-a întâlnit la un moment dat cu părintele Teofil Părăian la Tichindor și au avut acolo o discuție foarte, foarte frumoasă, frumoasă și profundă și la un moment dat părintele Teofil a zis, părinte, credeți că noi ne vom mântui? Pentru că eu cred că o să mă mântuiesc. Părintele Teofil avea acea, știți cum, prezență, avea acea bucurie a copilului care îl covârșea, și covârșea pe interlocutor. Avea acea inocență, acea puritate a copilului, bine și datorită stării fizice și a avut o, un anumit tip de viață. La care Părintele Asen a zis, nu știu. Cum, părinte, nu știți? Nu știu. Nădăjduiesc doar. Iată două poziții care, amândouă pot fi motivate, fundamentate, dar Părintele Asen a insistat până la sfârșit și a fost așa un fel de dispută între ei. Părinte Teofil insista că se vor mântui și Părintele Asen spunea, nu știu, și a ținut așa spunea până la sfârșit, nu știu, nădăjduiesc. Așa și eu spun și eu, nu știu dacă ceea ce am zis la Părintele Arsenie mă va duce spre mântuire, dar nădăjduiesc din toată inima mea. Și apropo de acest lucru, în momentul în care cumva mă hotărâsem să intru monahist, după ce viața mea trecuse printr-o perioadă de încercări, nu o să spun că mari sau mici, de încercări, continue de parcursul mai multor ani. Iar Părintele Arsenie a fost cel care m-a purtat pe această prăpastie și m-a dus pe celălalt mal, ca să zic așa, în cealaltă coastă a prăpastiei. Și am mare îndoiel că aș fi trecut fără ajutorul lui, ca să nu zic am o siguranță, dar mare, mare îndoiel. Și în momentul în care, așa cum i-am spus, am împărtășit dorința mea de a intra monahist, pentru că, iarăși, dorința mea a venit în urma acestei relații cu el și eu am văzut în el bărbatul desăvârșit. Sigur că vă desăvârșește Hristos, dar iată că Dumnezeu rânduce și pe pământ să avem legături cu astfel de oameni absolut fabuloși. Iar pentru mine, Părintele Asen a fost un bărbat desăvârșit. Adică în el a pus Dumnezeu atâtea haruri, atâtea calități, încât eu n-am mai cunoscut în alt. Poate, știu eu, să nu exagerez, poate, sau să nu fac denumicat, pentru că am mai cunoscut oameni, părinți extraordinari, cu Părintele Justin Pârvu, Părintele Petroniu Tănase, care era, iarăși, un sfânt pentru aceia, sunt sfinți, Părintele. Pentru mine aici nu există loc de îndoială, ei sunt sfinți cu adevărat și eu îi mărturisesc ca fiind sfinți, mă rog pentru Arsenie ca la un sfânt, la Sfântul Părinte Arsenie. Nu am niciun dubiu și avem și anumite dovezi, deși nu avem, n-aș avea nevoie de dovezi concrete, pentru că eu așa l-am perceput și așa trăiește în mintea și inima mea. Și după m-a hotărât singur monahism, i-am împărtășit acest gând cam cu un an înainte să fac pasul. Că am fost întrebat de multe ori, Părintele Arsenie v-a spus să-mi lasă monahism? Nu. N-ar fi spus niciodată așa ceva. Pentru că spunea, nimeni nu poate spune despre altcineva că este bun de să fie călugăr. Răspunsul acesta îl dă fiecare în parte.
Simt că l-am bucurat cu hotărârea mea și pe care tot deseam să o pun în aplicare. Știți cum este? Înțelegeam, eram un om în matur, aveam 50 de ani, eram un copil și îmi dat seama că o astfel de hotărâre presupune un drum fără întoarcere. Adică nu pot să mai scriu pe aceea că nu mi-am dat seama că nu mi se potrivește sau că nu mă regăsesc în acest tip de viețuire. Trebuia să fie o hotărâre absolut matură și bine chipzuită și asumată integral. Și la un moment dat și tot mă întreba, ei, ce faci? Și tot amânam și tot spuneam, părinte, mai am niște lucruri de rezolvat și tot așa. Și la un moment dat, așa cum am mai spus și altă dată, când m-am dus la el în toamna anului 2008, mi-a spus iarăși ce faci și eu am dat să bâlbui ceva și atunci mi-a zis, părinte Ionele, nu mai e timp. Și atunci cumva am înghețat, pentru că mi-am dat seama că nu mai am timp. Și după ce mi-a spus să-mi iau boxeluța și să plec, m-a luat în brațe și mi-a zis, cum numai el putea să spună, smerenia, frate, smerenia. Și acest cuvânt spune tot despre ceea ce înseamnă viețuirea noastră. Pentru că, iarăși așa am cum foarte frumos, omule, de știi ce mare lucru e să fii om. Iar trăsătura fundamentală a omului adevărat este smerenia. Dar să poziție smerită în fața lui Dumnezeu, în fața lui Hristos. Pentru că nu putem vorbi de o minimă asemănare a noastră cu Hristos decât în smerenie. După cum bine știți, în biserică, ierarhia o stabilește smerenia. Cel mai mare în biserică este cel mai smerit, adică Hristos. Nu este nici patriarhul, nici episcopul, nici mușecare mare părinte, ci cel mai smerit din biserică. Și aici s-a poate de mari surprize, știți? Nu știm ce mai smerit din biserică. Înapoi de Hristos, bineînțeles. Că este, în acest motiv, este capul bisericii. Nu este cel mai smerit. Nu știu ce măsură, acest cuvânt m-a pătruns. Aș dori să mă fi pătruns în cea mai profundă fibra ființei mele. Pentru că fără această înțelegere a vieții în smerenie, adaptăm obiectivul nostru, care este îndumnezeirea. Și insist, mântuirea este un proces de îndumnezeire. Și înseamnă un cuvânt așa, cum să spun eu, pretențios sau... Nu. Acesta este firescul omului, dragii mei. Sfințenia este firescul omului. Când Părintele Iosif spunea că Părintele era un om firesc, pentru că era sfânt. Adică sfințenia și firescul sunt lucruri care se suprapun, se juxtapun, sunt până la identificare. Acesta este ceea ce am primit de la Părintele Arsenie. În ce măsură aceste lucruri eu le transmis din jurul meu, arată măsura în care eu le-am impropriat. Nu cred că am ajuns la măsura care nu știu voi, dacă nu sunt sigur că am ajuns această măsură. Îmi doresc în continuare, nu știu dacă, așa spun mereu, nu știu, doar mă dejuiesc, nimeni la Dumnezeu, pentru că fără ajutorul lui Hristos, noi nu putem să ne despătim pe noi. Omul nu este capabil să facă ceva bun pentru el. Numai Hristos, tot binele, cum știți, tot binele vine de la Dumnezeu. Nu ne putem să ne curățim de patie.
ce suntem curățiți de patim, atunci ne punem, ne lăsăm la discuția Domnului Hristos ca să lucreze în noi și să înlăture din noi tot ce mai rămâne din sinele nostru. Sinele nostru care așa numește Hristos ne spune dacă vrem să-L urmăm, să ne repetăm de sine, să ne luăm crucea, să-i urmăm noi, să mergem după El. Acesta este drumul creștin, singurul drum posibil pentru cel care este creștin, adică mărturisitor lui Hristos. Pentru că a fi creștin înseamnă să fii mărturisitor lui Hristos și nu în cuvânt, ci în, prin viața ta personală, care să fie o viață mărturisitoare lui Hristos, așa cum Părintele Arsenie a fost un mărturisitor permanent. Toată viața lui este un mărturisitor lui Hristos. Este un mărturisitor, așa va rămâne în sinaxarele atunci când va veni rândul ca Sfântul Arsenie mărturisitor. Opinia mea, părere, ce se potrivește cel mai mult. M-aș opri aici, nu vreau să pentru că putem vorbi așa foarte mult, nici nu am fost. Deja ați auzit multe cuvinte frumoase despre Părintele Arsenie. Am vrea să punctez și eu prin prisma propriei mele experiențe această relație cu Părintele Arsenie. Și, în continuare, Părintele Cezar.